Deci? Păi, mă numesc Berescu Tibor, am 26 de ani și aș vrea să vă spun că mama mea, Ianu și Rozalia, a trimis mai multe plângeri către ANP, către Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, peste tot. Și peste tot este refuzată, deoarece vreau să fiu cât mai aproape de domiciliul meu. Sunt arestat, sunt în penitenciarul Giurgiu, nu mi se dau condiții de căldura asta, ne țin într-o cameră de 4 metri lungime, 1,5 lățime. De la ușă, vizetele nu sunt deschise și, dacă se poate, aș dori și eu cumva să pot să-mi fie ajuns mesajul la acces direct. De ce anume ai acces direct sau că e emisiune populară și tratează probleme? Poftiți? De ce anume la acces direct? Pentru că la acces direct se află un domn care este inspector și aici în penitenciarul Giurgiu agenții și supravegheatorii și mascații nu vin să muncească, ci vin să se distreze. Dacă îți cer un drept, ești amenințat, primești, scuzați-mi expresia, șuturi în fund, ți se jignește familia și astfel de chestii. Păi șuturi în fund înseamnă rele tratamente și chiar tortură, sunt interzise de lege, nu denunțați la parchet, da. La... Da, și le fac chestiile astea, le fac în unele zone unde nu sunt camere. Dacă trimiți o plângere, te duci la judecătorie, la judecătorie vine purtătorul de cuvânt a penitenciarului, ceea ce neagă absolut tot. Da. Pentru că nu avem nicio probă. Nici martori vă agresează așa unde nu sunt deținuți martori sau alți deținuți nu vor să vină martori împotriva gardienilor? Păi nu vor să fie din cauza fricii. Le frică. Da, dumneata, ziceai că știi ceva despre un alt deținut, Ionut sau cum îl chema, care a murit în penitenciarul Giurgiu recent, anul trecut, la sfârșit sau când s-a... Nu, Ionut s-a eliberat. Un alt deținut, nu știu tot numele, doar renumele, știu, Boghiu îl chema, care a murit aici din cauza pastilelor psihice și din cauza terorilor psihice pe care le dădea angajații penitenciarului Giurgiu. A, deci doar îl presau, nu fizic îl agresau. Îl și agresau. Că rudele spun că avea și vânătăi, echimoze. Da, îl și agresau uneori. Deci prima dată puneau presiune pe el, îl terorizau psihic ca să răspundă la provocări și el, fiind bolnav psihic, răspundea la provocări și atunci intra peste el și îl bătea. Și dumneata poți să mărturisești în cazul ăsta dacă te invită la anchetă în instanța de judecată? Da, desigur. Dar în ce fel vedea? El vedea pe coridoare sau era în cameră cu dumneata? Nu a fost în cameră cu mine, a fost pe această secție. Și auzeai, vorbeai cu el sau de unde știi cum îl trata? Da, și acum de o săptămână când m-am dus la curtea de aer, în colț, un mascat, de fapt doi mascați, îl băteau pe un deținut în colț, unde nu sunt camere, că deținutul a vrut să vorbească cu doamna asistentă prin probleme medicale. Deci aici, dacă le spui poți, că faci plângeri sau poți să zici, chiar de faci plângeri, îți faci singur. Poți să spui numele deținutului sau poate îl știi pe al mascaților?
Nu, am ascuns. Eu nu știu și de ținut era de pe altă secțiune. Nu știu. Nu-l cunosc. Dacă știi, v-aș da cu cea mai mare plăcere numele, pentru că eu îmi asum, nu mai am nimic de pierdut. Sunt obișnuit cu bătaia, sunt obișnuit cu terorile psihice. Păi nu-i normal să te obișnuiești cu asta, pentru că e ilegal și încalcă drepturile. Am ajuns într-o depresie, nu ușoară, una gravă. Acum am vorbit și cu mama, am spus și ei cumva să ia legătura cu Acces Direct, a spus că nu știe cum să ia legătura și efectiv nu mai știu ce se iau. De zi ce trece tot mai mult îmi stă în cap ca să mă sinucid, pentru că nu mai rezist. Dar cât mai ai până la eliberare? 2 ani și 8 luni. Și nu poți spera la eliberare înainte de termen? Nu. Nu, pentru că în penitenciarele din România se fac rapoarte pe vorbe, pe... Deci noi nu putem să ne apărăm cu nimic. Dacă mergem în fața unei comisii și spunem, domnule, vă cer probă ca camerele, degeaba le cer, că vine comunicarea că probele au fost administrate și că preiese că nu este adevărat și astfel de chestii. Că normal să nu-și îngroape colegul. Că aici mai mult sunt neamuri. Gardieni între ei sunt neamuri? Păi... Este mascat care lucră aici, ca mascat, la grupa de intervenție și nevasta dânsului este asistentă. Deci dacă tu îți ceri o pastilă sau ceva și asistenta are nervi și prinde aceeași tură cu soțul lui, îți primești bătaie. Am spus de nenumărate ori, sunt cu un om de 61 de ani, imediat împlinește 61 de ani, am vrut să mergem pe infermerie unde sunt condiții. Doamna doctor nu vrea să ne interneze pe infermerie. Aici nu putem face bani, nu putem face nimic. Stăm cu WC-ul la cap. Deci sunt condiții inumane. Comportamentul, deci violența este la ordinea zilei. Atât verbal cât și fizic. E ciudat că aveți condiții inumane într-un penitenciar nou. Înțeleg cele vechi, dar ăsta de la Giurgiu parcă e nou, construit recent, conform standardelor europene, nu? Credeți-mă că secția E9, vă spun și secția E9, dacă vine să verifice puțin camerele, pot să se vadă cam... lungimea de 4 metri și lățimea de 1,5. Deci, doi ești nu încăpeți ca să treceți unul lângă altul, pentru că este patul, este WC-ul și cam atât. E ca un coridor. Exact. Ca în tren de înghesuit. Noi avem nevoie de igienă pentru că suntem bolnavi de HIV. Avem nevoie de aer curat, de răcoare, avem nevoie de asistență medicală. Da, ultima oară când m-ai sunat, te plângeai că nu-ți dau pastile, tratament. S-a mai rezolvat după intervenția ce? Da, s-a mai rezolvat, că a dat și mama telefon și a spus că nu se mai poate așa ceva, că eu zilnic s-o sun plângând. Și a spus că o să vină la poarta penitenciarului și o să-și dea foc. Și atunci vor răspunde ei. Pentru că trebuie să ajungem la niște cazuri extreme ca să poată să ne se rezolve problemele. Deci cineva trebuie să moară într-un penitenciar și să se ajungă vorba afară ca să se facă modificări în penitenciar. Păi uite că a murit băiatul despre care vorbești și tot nu s-a modificat mare lucru. El a murit, au murit mai mulți. Nu le știu numele, dar au murit mai mulți pe rândul anilor. Dacă s-ar schimba administrația penitenciarului, s-ar schimba și atitudinea? S-ar schimba și nici directorul nu vine pe aici
întrebe care e problema, dacă faci o cerere către director să mergi să vorbești cu el. Ori se pierde, ori, nu știu, trebuie să aștepți 2-3 luni. Dacă ajungi în fața directorului, îți spune că astea sunt condițiile și că nu ne-a pus nimeni ca să venim la pușcărie și chestia în asta. Deci nu ni se respectă nici drepturile și nici umanitatea, să vă spun așa. Nici drepturile umanității nu ni se respectă. Dacă avem, primim și noi o pensie de hrană de la stat, pe care îi cheltuim pe hrană, când ni se termină hrana, nu putem să mâncăm de la ei, pentru că efectiv mâncarea este lătură. Și atunci când vine vreun control, îi ține 20 de minute, o jumătate de oră la poartă, ca să se dea repede telefon pe secție, ca să fie tot în regulă, să tacă toată lumea. Da, măcar o bibliotecă aveți să vă documentați, să învățați legi, o limbă, avem, ceva. Avem. M-am dus și la un curs, acum recent că le-a dat drumul la cursuri, am fost la un curs cu drapelul național când a fost înființat, că am scris acolo că în 1846 am scris tot, au spus că o să mi se introducă niște numere de credite, nu mi s-a introdus, deci n-avem ce. Și când ajungem la instanță la eliberare condiționată, păi deținutul nu a participat la activități normale și psihologice și nu știu ce, deținutul nu a avut o conduită bună, deținutul nu s-a reintegrat. Păi nu ai cum să te reintegrezi într-o societate și nu ai cum să te reintegrezi când și nu ai cum să îți schimbi comportamentul, pentru că ei te răiesc mai tare, ca să dea dovadă directorului extern cum că ceea ce spune directorul, că aici sunt deținuți periculoși, să se adeverească. Și atunci, pe baza asta, ei iau un salariu foarte mare. Mă înțelegeți? Cam e un joc strategic, de ceea ce mi-am dat eu seama. Mulțumesc, Tibor, pentru mărturie, pentru încredere. Cu mare plăcere și sunt dispus, chiar dacă va fi să plătesc cu propria mea viață, voi fi dispus să mă duc în fața unei instanțe dacă sunt chemat și să mărturisesc tot. Chiar și la parchetul militar sau la tribunalul militar, oriunde sunt chemat, sunt dispus să mă duc și să fac mărturii și să fiu martor la aceste orori. Ne-am înțeles. Mă bucur pentru curajul tău și optimism. Da, n-aveți cum. Ce o zi bună vă doresc și mulțumesc frumos că m-ați ascultat și dați curs acestui caz. Da, am înregistrat și public chiar acum. Am înțeles. O zi bună vă doresc. Multă sănătate și dumneavoastră și familiei și poate de Domnul să ne și vedem. Ne-am înțeles, te așteptăm la libertate, noroc. Am înțeles, să trăiți. Omul mă sună mereu de pe același număr al penitenciarului când are voie să facă apeluri. Sacrifică din apelurile către familie ca să vorbească cu mine. Mă găsiți ca să mărturisiți din penitenciare, dacă aveți voie, la apeluri spre libertate.